Elena Udrea se întoarce la închisoare. Judecătorii de la instanța supremă i-au respins contestația în anularea formulată la decizia de condamnare în dosarul Galabute, care prevedea șase ani de închisoare pentru fostul ministru al turismului. ICCJ a respins contestația în anulare, iar decizia inițială în dosarul Gala Bute rămâne definitivă, astfel că Elena Udrea va trebui să execute pedepsa de șase ani de închisoare pentru luare de mită și abuz în serviciu. La închisoare va ajunge și fostul președinte al Federației Române de Box, Rudel Obreja, care are de executat o condamnare de 5 ani, precum și Tudor Brazu, administratorul terenurilor de la Nana deținute de Elena Udrea, care a primit trei ani cu executare. La ultimul termen al procesului Gala Bute, cel de luni 4 aprilie, procurorul DNA pledant a susținut în fața completului în consens cu avocații și inculpații admiterea contestației în anulare a celor condamnați pentru corupție. Asta ar fi însemnat desfințarea sentinței și rejudecarea apelului. Anchetatorii au susținut că Elena Udrea a avut cea mai importantă contribuție la săvârșirea acestor fapte și la producerea rezultatului, deoarece ea a luat Decizia Organizării Galei.